Înseamnă că am avut ghinion, nu? Am dat de max din greșeală. Da, vin un coace, nu știu de ce vin aici, da. Da, da. Salut, Bivangsi, la un nou joc pe canal. Ăsta se numește Project Playtime și este vorba despre noul Poppy Playtime multiplayer pe care îl așteptăm de atât de mult timp și iată că într-un final jocul este aici, este lansat și este gratis pentru toată lumea. Așa că hai să apăsăm pe butonașul de like să le arătăm developerilor că ne place ceea ce fac ei și să strângem cât mai multe like-uri și aș vrea să văd la episodul de astăzi peste 20.000 de like-uri, ok? Dacă fiecare dintre voi apasă pe butonașul de like chiar în acest moment, eu cred că o să putem să facem chestia asta. Pentru că uitați-vă, îl avem pe Boxy Boo aici și fiți atenți, am o surpriză pentru voi. Am toate skin-urile deblocate. Și când zic toate skin-urile, apoi toate skin-urile și o să vi le prezint în episodul de astăzi. Dar hai să vă mai arăt, uite, îl avem aici pe Huggy Wuggy, o avem aici pe Mami Long Legs și în episodul de astăzi o să ne jucăm cu mai mulți. O să facem meciuri și o să fim și Boxy Boo, o să fim și player normal. Dar mai întâi de asta vreau să vă arăt cum puteți să vă customizați caracterul. Deci uitați-vă câte variante de customizare avem disponibile pentru caracterul nostru. Uite, de exemplu, poți să fii Mami Long Legs dacă vrei. Poți să-ți customizezi caracterul în orice fel și chip. Mi se pare incredibil, sincer, e wow. Și faptul că developerii mei au făcut acest cadou să am toate skin-urile deblocate deja ca să vi le pot arăta, asta nu face decât să mă bucure. Uite, hai să ne customizăm și noi caracterul. Sunt multe variante, n-am cum să le văd chiar pe toate. Sunt efectiv o grămadă. Ia uite-l pe ăsta cum arată. Și chiar și mâna de prototype. Uite-o aici, mâna de prototype dacă o vrei. Dar eu am să pun, cred că, uite, mână de, nu știu exact ce caracter e ăsta, dar hai să vedem. Trecem mai departe. Hai să ne customizăm caracterul frumos. Cred că o să mi-l pun, ceva de genul ăsta mi l-aș pune, sincer să fiu. Poate, ia să vedem, aici poți să ți-l pictezi dacă vrei. Dar până la urmă dacă spui costum peste, nu are nicio logică. Aici ai grab pack-ul și grab pack-ul vine și cu ghiozdan în spate, dar nu poți să rotești caracterul momentan, nu știu de ce. Și na. Poți să spui așa niște pantaloni, poți să spui niște pantofi ceva. Și aici ai niște măști pe care ți le poți pune în caz că vrei. Dar iată, mi-am customizat caracterul și acum arată așa. Aici părcuri și aici ai emotes. Da? Deci foarte, foarte tare. Există și Battle Pass, un fel de Battle Pass, și deblochezi chestii în funcție de când te joci. Ia uite. Și uitați-vă cât de multe chestii poți debloca în jocul ăsta. Și când zic multe, 100 și skin-ul de la 100 e Killy Willy. E un caracter fan-made, dar a ajuns în joc. Până și masca asta pe care o vedeam noi în Chapter 3 e aici. Nu știu, mi se pare prea tare. Deci mi se pare prea tare, vreau neapărat să apăsați pe butonașul de like chiar în acest moment. Dacă nu l-ați apăsat încă, hai să-l apăsăm în 3, în 2, în 1 și like. Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaș. Și hai să vă arăt skin-urile de la monștri. Deci avem asta este Boxy Shibu, adică e practic iubita lui. Avem Blue Boxy, nu o să vă mai citesc numele, o să trecem așa prin ele, că sunt foarte multe. Variantă de Crăciun, asta e o cutie de transport, ceva verde, ăsta e de gold. Ăsta mi se pare cel mai șmecher, cred că dintre toate, pentru că este efectiv, e fast food, e un burger cu cartofi prăjiți și cu chicken nuggets și cu de toate. Ăsta este tot așa un fel de galben, mov, roz. Ăsta este robot, foarte mișto și skin-ul acesta. Aici ceva roșu, ia să vedem, ăsta este safe de bancă și vedeți că în loc de ochi are dolari. Nu știu, deci skin-urile sunt geniale, ok? Skin-urile sunt absolut geniale. Hai să trecem la următorul, pentru că în meciuri poți să fii oricare din ei. Huggy Wuggy, hai să-l vedem și pe Huggy Wuggy aici de față. Ai skin un piculeț mai albastru așa, verde, Huggy Wuggy de gold. Ăsta e Kissy Missy. Killy Willy mi se pare cel mai șmecher dintre toate skin-urile pentru Huggy, sincer să fiu. Aici avem orange, așa, trecem prin ele, astea sunt doar niște recolorări. Ăsta e șmecher rău de tot pentru că este robot Huggy și e făcut în stilul ăsta așa, foarte, foarte tare. Silver, și astea sunt tot așa niște recolorări. Bun, hai să trecem la următorul, Mami Long Legs.
Mami Long Legs are niște skin-uri destul de șmechere, dar printre aceste skin-uri îl avem chiar și pe Daddy Long Legs, frate, oficial Daddy Long Legs, nu vine să cred. Dacă ne uităm aici, avem Black Widow Mami de gold, ia să vedem ce alte variante, verde, asta este made spaghetti, deci e cu mâncare, așa, ăsta e ceva caracatiță. Deci câte variante de Mami Long Legs, inclusiv varianta robot ca la celelalte caractere. Și avem și câteva recolorări. Și cam asta e și cu acești monștri. Deci practic asta este customizarea din joc. Asta este chestia de bază. Și acum hai să vă explic jocul. Înainte să trecem la meciurile pe care le vom juca împreună cu prietenii, ce trebuie să faci în joc mai exact, da? Și o să trecem la Survivor tutorial. Eu le-am jucat deja pe astea, dar vreau să vi le prezint vouă ca să înțelegeți conceptul de bază, să înțelegeți cum se joacă. După aia trecem direct la meciuri și o să vedeți meciurile direct. Dar fiți atenți, Survivor tutorial, da? Hai să vă arăt cum se joacă jocul acesta și ce trebuie să faci mai exact. Ajuns aici, avem pe Boxy Boo și în joc vei avea acești stâlpi. Fiecare stâlp conține 3 puzzle-uri. Trebuie să faci toate puzzle-urile ca să primești un toy part. Acel toy part trebuie să-l depozitezi și trebuie să faci 6 toy part-uri ca să poți să scapi din nivel. Cam asta e ideea de bază a jocului, ok? Și ca să faci chestia asta, uite, de exemplu, ții mâna aici și acum o să ți se activeze aici un fel de cod. Hai să vedem, el ne explică acum care-i treaba, dar eu știu deja că, v-am zis, am mai jucat porțiunea asta a jocului, ca altfel nu te lasă să intri în joc, asta e prima chestie pe care trebuie să faci când intri în joc. Ia să vedem. Deci se face așa și la un moment dat se oprește. Și când se oprește, tu trebuie să faci exact forma respectivă, dar din memoria ta, cum îți aduce aminte. Și trebuie să faci de 2 ori. Hai să vedem dacă și a doua oară reușesc. Ia să vedem. Ok, deci e ceva de genul ăsta, parcă am văzut aici sus și aici... era așa, vezi? Și poți să-ți dai și fail treaba asta. Sunt unele care sunt destul de grele, n-ai ce să faci. Acum, gândiți-vă că trebuie să faci chestia asta în timp ce te prinde monstru, adică... Hai că am reușit până la urmă. Bun, ăsta e unul dintre ele, da? Și în momentul de față, dacă tu greșești măcar o dată, monstru va vedea unde ești pe hartă și vine la tine. Deci, într-un fel, seamănă foarte mult sistemul cu Dead by Daylight. Când dai un generator, dai fail, monstru va vedea că ai dat fail și vine la tine. Aici o să trebuiască să apeși pe buton exact în momentul în care se aprinde, să fii foarte rapid. Ceva de genul ăsta. Deci ești foarte, foarte rapid. Bam, bam, rapid, rapid de tot. Uite așa, uite așa, uite așa, bam, perfect. Ce ai făcut? Asta e cel mai simplu dintre toate. Și este asta care mi se pare destul de complicat, în care trebuie să reții culorile. Asta e la fel ca ăla din jocul principal, doar că pe o scară mult mai mică. Și trebuie să le faci exact în felul în care ți le arată. Și trebuie să le reții la perfecție și la un moment dat o să fie foarte multe. Așa. Deci vine așa. Și pe aia se întoarce înapoi. Ceva de genul ăsta. Ok. E aceeași chestie, după aia se întoarce de 2 ori înapoi. Gata. Și le-am făcut. Acum am primit acest toy part. Trebuie să-l duci la zona aceasta de depozit. Sunt mai multe zone de depozit pe hartă. L-ai pus. Și zice că vine Huggy Wuggy. Aici te învață că poți să tragi ușile. În momentul în care vine Huggy. De exemplu, vedeți, Huggy e customizat în felul în care l-am customizat eu. Cred că de-aia e de gold, așa. Trece Huggy pe aici și nu o să te prindă pentru că tu ai închis asta. Ușile la un moment dat se deschid din ce știu. Deci nu o să te ajute foarte, foarte mult. Dar te ajută. Ideea e că... Na. În momentul în care te fugărește, tu poți să dai ușile în jos. Bun, și acum, pentru a termina meciul, după ce ai strâns toate piesele de jucării, trebuie să tragi de chestia asta de aici de sus. Merge foarte, foarte greu și ai nevoie de mai mulți playeri ca să faci chestia asta și ca să formezi jucăria. Cu jucăria poți să fugi de aici, să scapi. Dar fără jucăria făcută, nu poți să scapi. În momentul ăsta, bineînțeles, poate să vină killerul pe tine să te prindă. Trebuie să te ascunzi pentru că vine. Te ascunzi. Ia să vedem, a trecut. Și acum jocul îmi zice că am voie să ies. Deși mi-a zis că am voie să ies. Ia uite-l.
M-a prins. Vrea să ne învețe faptul că, odată ce te-a prins, la fel ca în Dead by Daylight, unde te pune pe hook, aici te va arunca undeva jos, într-un locaș secret, de unde trebuie să te salveze prietenii tăi. De asta, jocul ăsta se joacă cu prietenii, da? Te-a aruncat aici. Și aici, practic, tu trebuie să supraviețuiești împotriva la haghiurile astea. Dacă nu reușești să faci chestia asta, să scapi și te prind haghiurile aici, nu mai poate să-ți dea nimeni revive. Cam asta ar fi ideea. Și ăștia sunt alți playeri puși așa de joc, ca să vezi cum ar fi gen, când mai sunt și alți playeri aici. Și acum noi trebuie să supraviețuim, să așteptăm ca unul dintre prietenii noștri de sus să vină la gura de deschidere și să ne tragă cu grab pack-ul lor. Și uite, o să trebuiască să facem asta, asta, uite așa, uite așa. Și acum ne trage cineva în sus, vedeți? Player reviving. Deci, foarte simplu și eficient. Ne-a ajutat, da? Bun. Și acum noi o să trebuiască să salvăm pe cineva care a picat acolo. Și vedeți? Pur și simplu îl tragi de acolo de jos, uite. Îl tragi. Și el vine. Hop, l-am ajutat. Deci cam asta este ideea jocului. Și acum trebuie să tragem până la maxim ca să putem să formăm jucăria aceasta dinăuntru. Am format jucăria și acum trebuie să dăm escape. Este simplu, fugi repede către tren. Mergi la tren. Bineînțeles că în timpul ăsta monstru vede unde e ieșirea și poate să te campeze dacă chiar vrea. Deci aici chem trenul dacă cumva n-a venit. Trenul vine oricum, dar în unele situații, dacă ajungi prea repede, s-ar putea să nu fie ajuns trenul. Și e un pic cam nasoală treaba asta, pentru că da, poate să vină oricând Boxibu sau cine se joacă drept monstru, poate să vină să te prindă aici, la faza asta. A ajuns Playtime Expressul, trenul pe care îl știm și din jocul principal, din jocul cu poveste. Iar acum ne este dat voie să intrăm în tren și odată ce ai intrat în tren ești în siguranță și practic ai câștigat meciul. Așa câștigi meciul ca player. Și acum suntem Huggy și hai să vedem cum e și cu chestia asta, cum te joci drept monstru. Uite, le-a dat fail puzzle-ul, vezi? Și eu îi văd că le-a dat fail prin pereți și mă duc și îl prind. Bine, ăsta e caracterul meu. L-am prins. Și acum el încearcă să fugă, vedeți? Îl iei în brațe ca pe Dead by Daylight, da? Și l-arunci frumos și bang! Unde ne aruncă și pe noi de altfel. Și acum cineva trebuie să vină să-l salveze pe el, da? Hai să vedem, uite, că văd toate astea prin pereți eu. Deci nu poate să scape decât dacă vine cineva să-i ajute. Asta este singura lor șansă. Acum noi putem să punem un Huggy aici, unul micuț. În momentul în care vine cineva pe lângă el, ăsta mă va alerta. E ca un fel de cameră de supraveghere. Au colectat un toy part. Îmi arată pe artă că a fost colectat. Și pur și simplu mă duc aici și bang, îi dau. L-am prins. Deci de 3 ori trebuie să-i dai ca să-l prins. Pun un Huggy aici. Îl iau pe ăsta. Poftim. Perfect, hai să vedem. Putem să sabotăm ăsta. L-am sabotat și acum pentru a repara acest stâlp, ei trebuie să ducă să dea un circuit. Acel circuit, bineînțeles, noi putem să venim aici și să-l prindem. Boom! Salut! Ia vină tu încoace. Ia treci frumos într-o de-asta. Și bang! Asta cum sunt hook-urile pe Dead by Daylight. Fac comparația pentru că se înseamnă foarte mult și are logică. Dar îmi place ideea. Felul în care a fost conceput. Uite, alt player aici cred că încearcă să dea revive. Iar noi venim, bam, din încoace, treci înăuntru, salut, la revedere. Și ai și un fel de viteză, vedeți? Eu pe shift am o abilitate cu care pot să bag o viteză extraordinar de mare, dar doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Și poți să-ți lași o grămadă de Huggy-uri de astea. Asta e abilitatea lui Huggy. Celelalte caractere au alte abilități și o să le vedeți în episodul acesta. Dar ăsta a fost și tutorialul cu Huggy Wuggy. Și acum că ați văzut chestia asta, da, și că ați văzut ce trebuie să faci pentru a te juca, hai să ne jucăm niște meciuri cu prieteni. Bun, hai să dăm aici pe play și hai să începem un meci cu prietenii. Gata, am intrat în meci. Suntem aici pe trebușoară. Hai, Mihai, vină încoace.
Cine nu e gata, îl iau cu lupa. Hai să-l ajutăm pe Luca. Ea de Max, am crezut că e Hagi-Wagi după mine. Nu, dar e pisica, dar nu știu, ce, nu știu ce monstru e, că poate să fie orice monstru. Poate să fie o surpriză. Eu cred că e... e omul cutie. Omul păiangă. Omul cutie? Omul cutie. Adică Boxy Vu. Boxy Vu. Bă, dar eu nu fac găsesc, unde sunteți? Lasă, mai bine să nu ne găsești, sincer să fiu, adică... Ia să-mi ziceți voi unde sunteți. Mi se pare mai... Oh my god, chiar e Boxy Vu și l-am văzut, l-am văzut. Ce-a zis? Unde m-a văzut? Nu, lasă. Vrei să arăt că poți să sar? Nu mi-a arătat, nu mi-a arătat, nu vreau să văd. Nu vreau să văd. E Boxy Vu, am văzut că e Boxy Vu. Așa să vedem. Bă, dar eu vreau să stric lucrurile astea pe aici. La ultimul fază, la aici. Deci ce pisica... Nu știu ce faci. Da, unde sugi voi. Nu veni unde vezi că scrie fail. Unde scrie fail să nu te duci. Așa, Mihai. Păi dar eu nici nu știu să ajung. Da, așa, să Mihai, nu, să greșești toatele nu pe acolo, te rog eu. N-am greșit. N-am fost. Oh my god. Trebuie să fii foarte atent la puzzle-urile astea, că dacă dai fail, vine pe tine, că știe locația, știe unde ești. Știe locația, exact, știe, dar nu cunoaște harta. Da, bine, nici eu nu prea știu harta, cine știe ce. Cine e pe aici? Hai. Oh my god. Lumești, cum ar trebui să țin minte chestia asta? Și uite că am ținut-o minte, lol. Bună dimineața la Moș Ajun. E chiar acolo. Bă, ce bună dimineața la Moș Ajun. Dar uite că lași urme pe jos, ce tare. Păi de așa te bucură. Lași urme pe jos? Ce? Da, lași urme așa de aurii. Oh my god. Interesant. Deci la astea cu pianul mi-a dat cele mai ușoare chestii. Oh, bravo, norocos. Ba, uite că a mai greșit cineva, ceva, no. Ia stai că mă duc după el. Nu, okay. Nu veni. Mamă. Cine este Luca? Nu veni. Ok. Mă întreb avem dacă timp, este avem Luca. Timp, avem timp. Nu veni. Avem timp. Că să nu vin. Păi cum, că eu asta trebuie deci, să fac. Deci toată ideea este, după cum ați văzut și în tutorial, trebuie să colectăm, deci trebuie să faci 3 puzzle-uri la fiecare turnuleț de ăsta, da? Și dacă faci la un turnuleț de ăsta toate puzzle-urile, îți dă o bucată de jucărie. Jucăria aia trebuie să o faci completă ca să poți să scapi. Da, așa dar, este, mă duc să apăs pe G pe aici. E foarte greu, că trebuie să le faci la perfecție, adică... Da. Ce fac eu cu G-ul ăsta? Să stric chestii. Adică, uite, trebuie să ții minte exact felul în care au fost puse astea. Și e mai greu decât pare. Sincer, mai ales că e și presiunea aia că vine killerul pe tine, știi? Ce tare e ăsta, îmi dau așa mâna arcuită. Opa așa. Pisica, nu știu ce face, dar mai bine eu să nu vină până. Eu descoper caracterul, să știți, momentan, că atunci când vă văd să vă prind din prima. A, să ne prinzi din prima? Da, exact, ăsta mai e bine meu. Mai bine nu, zic. Da, nu știu ce să zic. Nu? Sacul palmele e ceva așa. Dacă îl fac eu pe ăsta. Ăla cu palmele, da, vă le chiar ce mai ușor, ia, unde sunt? Să mi-a dat ușor la pian. Am dus două piese până acum. O să apăs pe gâf, deci, treaba, că nu... Am făcut 3. Nu cred că merge de sabotaj. Nu știu dacă merge. Stai zi-mă, dar asta-l pot strica? No! Oh my god! Ia, stai. Poți să-l stric? Nu stric! Nu știu dacă e făcut. Uite, are cineva toy part? A, a luat cineva toy part. Am luat. Era cineva aici? Da. Cumva că e aproape rezolvat ăsta. Eu nu pot să dau, cred că, nici nu știu cum pot să-l stric, că pot să apăs pe gâdă. Nu știu, eu zic să te duci pe partea de sus, acolo am văzut că sunt oameni. Da? Da. Văd că a mai greșit cineva. De ce? Stai că a mai greșit cineva. Păi de ce să vină la mine? Să vin la tine. De ce la noi? Păi bravo, să vin la voi, de ce? La noi? Dar voi știți, păi da, mai bine așa, că dacă sunteți doi, vă prind pe amândoi și gata. Oh my god. Ok. Și îmi place că vreau așa prin surprindere. Ok. Cine e aici? Mihai, vezi că lași urme. Nu înțeleg cum lași urme, eu n-am fost killer, vreau și eu să fiu killer. Sunt chiar curios cum lași urmele, gen și astea. Lași urme de-astea de gold pe jos. Urme de gold? Da, bine de galben, da. E ca la vânătoare, știi cum lași ceva pe jos pe pământ. Aaa, că gen lași dâre, cum ar veni gen. Da, dar gen dacă tu nu te duci pe acolo, ele se duc, adică nu e... Mă gândeam că să rămâne permanent și pe aia, gen, tu știi exact cum sunt. Mai e ăsta și gata, Max. Crezi? Bă, dar voi câștigați la mine pe server, nu pot să cred. Dă-mi coace unde. L-ai luat? Hai, du-te repede cu el, du-te repede cu el, nu știu. Du-te repede, că vine pisica. Uite aici. Du-te și pune-l. Gata. Find the puzzle. Ce e aici? Care e față de voi? Vezi că e acolo, vezi că e acolo! Da, fuci! Oh my god! Nu, m-a prins! Te-a prins? Gata!
Player da, down, player down. Oh my god, am sărit. Ajutați-mă. Păi te încerc să te ajut, dar trebuie să ori să fii atent că dacă nu te bagă, trebuie să te bagi într-o chestie. Dacă nu te bagă în chestia aia, îți dă revive automat jocul. Păi da, stai mă așa, că e un pic mai greuț așa. Gata, am reușit. Nu! Stai că stai că încerc eu să văd. Prietenul meu Huggy Wuggy și cu Kissy. Oh my god. Ia uite-l. Ia uite-l. Dar nu să mă joc. Joacă de acolo, joacă de acolo, joacă de acolo. Ce mai stai, stai, stai. Nu te-am văzut. Vezi că îți dau o mână de ajutor. Vezi că îți dau o mână de ajutor. Bă, vezi că nu mi-am tăiat mâinile. Vezi că îți dau o mână de ajutor, vino încoace. Bravo. Alo, ia ce făcut Mihai de mine. Mihai, vezi că îți dau. Unde e ultimul toy part? Unde e? Unde s-a dus? Pe unde, pe aici? Aș vrut să mă camuflez perfect. Stai, 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 stai în, stai în întuneric, stai în întuneric. În întuneric? Da, 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 da. Okay. Pui, eu go, eu go, fac de aici, fii atent. Ce? Nimic, e de bine. E de bine, zâmbește. A, deci voi faceți de la distanță chestia. Nu, nu, nu. Nu, ți se pare? Ți se pare, ți se pare, nu, nu. Stai în tuneric. Ce, vine cu ce? Oh my god. Dar unde sunteți, mă? Nu suntem. Te-a văzut? Păi, dar nu-i nimeni aici. Nu m-a văzut, nu m-a văzut. Gata, măi, gata. Vai de capul meu. Așa. Vai de cap. Hai, faceți voi acolo că mă fugărește pe mine între timp. Oh my god. Eu te... Vezi că vine, vezi că vine. Acum trebuie să scăpăm. Am reușit până la urmă să facem ăla. Acum trebuie să scăpăm la tren. Doar că e posibilitatea să nu existe tren. Uite, e. Eu văd unde e gara. Da, pe acolo. Vin și eu, că mi-am luat bilet. Să nu mai veni. Na, 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 mi-am luat bilet. Da, intră, intră, intră. Eu ratez trenul. Vă ratează trenul, cum să nu? Bă, pe unde îl iau? Ați închid ușile? Nu, nu poți. Eram în spatele pisicii și nu m-a văzut. Tocmai asta e faza, că știi care e problema? Știi care e problema? Ea poate să intre cu noi în tren? Eu știi că vine, vine. La revedere. Bă, chiar mă întrebam, zic, poate să intre cu noi în tren? Că gen... Nu cred. Păi știi care e faza? Noi dacă intrăm și nu intrăm toți, da. Nu se închid ușile. Și are o abilitate când nu poate trage. S-ar putea să poți să intri cu noi în tren, ceea ce ar fi foarte ciudat, știi? Ar fi ciudat. Nu știu ce să zic. Nici eu nu știu ce să zic. Uite, ce câte puzzle-uri ai făcut. Ok, gata, ia să vedem noi. Ia uitați-vă ce caracter avem. Băi, deci l-am pe Huggy Wuggy, varianta Killy Willy. Deci varianta Killy Willy. Aoleu. Bine, sunt doar niște skin-uri ca idee, da? Dar o să ne jucăm cu Boxy Boo, pentru că e nou caracter. Dar ne jucăm cu el de Crăciun, varianta de Crăciun. Adică vine moșul la voi. Ce-am făcut? Am greșit ceva. Vine moșul la voi. Băi, sunteți pregătiți? Crăciun? Eu am ieșit din cadou. Sau ce? Ah, ieșit din cadou. De asta e, eu pot să mă pun în cadou? Cum te puneai tu cutie? Așa? Nu știu cum da, te pune mă punem pe crouch. A, pe crouch. Bă, poți să sar, da. Mamă, ce poți să sară. Știi eu, poți să sari tare rău de tot. Wow, ok, ok, îmi place. Și acum trebuie să-mi dau seama unde sunteți voi. Aia ar fi întrebarea. Așa. Bă, poți să sari până sus de tot pe hartă, ce vorbești? Ia, 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 că văd ceva activitate. Nu-i de la mine. Ei, nu. Sau? Eu n-am greșit. Bă, dar are mâna lungă, se lungește mâna. Aha. Aha. Nu. Aha. Cine e ăla? A, da, uite, văd pașii pe jos. Deci ți-am zis. Ce tare e. Nu te cred. Oh, fail puzzle. Cine a dat pe fail puzzle acolo? Mihai, eu n-am greșit nimic. Bă, vezi că te prind. Care ești? E ușor, l-am clip pe Max. Ia, fii atent că îl prind pe ăsta cu pianul. Nu știu cine e, dar... Nu, te-am tras de acolo! Speriat! Bă, îl poți trage cu mâna lungă! Poți să mă tragi, asta e ciudat! Bă, iară da fail! Bă, dar tot dați fail în alte părți! Se pare! Ia stai așa! Nu m-am făcut! Ce crezi? Ce crezi? Da. Ce crezi, că îți merge cu mine? Păi da, e destul de greu să-i vezi pe player, sincer să fiu. Adică nu îți luminează niciun fel, efectiv trebuie să... Aha! Te-am prins? Aoleu, nu te-am prins. Doamne, ce ciudat e ăsta. Bă! Nu te-am greșit. Stai aici! Aoleu.
Și acum cum te iau? Nu știu cum te iau. Ah, gata, te-am luat. Lul, nu. Te-am luat măcar... cu susul în jos. Da. Mă, mai tot dau feluri, frate. Gata, mă, du-te acolo. Du-te în canal, nu știu unde am pus, dar... Unde sunt? Unde sunt? Mă duc să-l salvez. Oh my god, vine aha, după mine. Aha. Ia, vai, ia zi, care-i șmecheria? Vai, bă, ce de mine, foarte rapid. Vino goace. Ce lăsă în freza, în pace? Bă, mi-am dat o bucată și cu văd cu blur. Luca, ai reușit să-l salvezi? Ce? Da, da. Nu, am ieșit, am ieșit. Nu, unde fugi? Păi mă trage cu bucul, nu pot să cred, normal. Așa ceva. Da, e greu de scăpat. Oh my god. Și efectiv poți să-i sari în cap, adică gen sari așa. Da, știu, știu. Da, da, voi vedeți că aveți uși, puteți să trageți ușile să mă blocați. Da, da. Ca în tutorial, ați făcut tutorialul. Da, da. L-am făcut, da, am uitat. Aveți atâtea uși, efectiv, eu le văd că sunt luminoase. A, ia uite-l mă, unde stăteam. Bă, tu ești? Mihai? Am văzut, da. Te-a salvat careva. Iar l-a luat pe Mihai, deci nu pot să cred. Da, da. Da, iar stăteai și uita la mine, de aia. Sperea să nu mă văd, dacă nu mă miști. Da, iar m-am apucat. Ok, unde te pun acum? Stai să văd. Băi, fix ca în Dead by Daylight chestia asta. Știi cum îi puneai supraviețuitorul pe hook? Da, da, da. Așa îl pui aici, gen. E fix, eu nu mă duc după. E fix aceeași chestie. Eu nu mă mai duc după Mihai. Nu că m-aș fi dus, dar nu mă mai duc. Aha, aha. M-a prins, păi normal. M-a prins, Luca. Păi stai că te prinzi pe tine, Luca. Te rog să nu mă salvezi, păi ai pom acolo. Păi ce dacă? Vai de capul hai, meu, unde mă bagă? Vino cu acine să te văd, unde ești? Mamă, ce faci, hello. Mihai? Arată-te, a, ești hai, aici cumva. Hai să ne batem cu haki-wagi. Ești afară, ești afară, ești afară, ești afară. Nu ești mă aici, unde ești mă? Vai de mine. Unde ești, mă? Luca, arată-te. Să nu vii să ne ajuți. Să nu vii, a? Chiar nu că vii. Noi rezistăm aici. Play revive. Mm. Să nu vii să nu veniți să mă ajutați, să mă lăsați că mie îmi place să dau cu bagurile astea. Stai, ce? Cine e ăsta? Pe bune, aveam ieșit! A frâns din nou! Nu cred. Nu cred, nu cred, mă aștept. Ui, da, e random pe unde apari sau? Adică eu când ies. Nu e cred, nu, cred că de... Cred că e aceeași. Nu, cred că, cred că fiecare player iese prin altă parte. Adică din ce am observat, cam așa era. Bă, pe mine m-ați uitat aici, alu! Înseamnă că am avut ghinion, nu? Am dat de max din greșeală! Da, vin în coace, nu știu de ce ai venit aici, da. Da, da, da. Dar nu-i corect! Păi cum nu-i corect? Bă, ce mi-a făcut? Bă, nu-i corect! Bă, ce că nu-i corect, dar el a apărut... Max știe să joace, Max știe să joace! Păi, dar el a apărut în fața mea, efectiv! Dar... Păi, m-ai campat! Ce că Max știe să... Ce-am campat? Ce-a pățit și eu când a ieșit? Deci, era lângă pușă! N-am campat pe nimeni, ce vorbi? Am apucat și Kissy Missy după ce m-a prins! Și că... nu-i corect! Și că l-am campat, bă, nene, l-am campat că mi-a apărut... Să te uiți pe video, ok? Deci te uiți pe video să vezi că mi-ai apărut în față, efectiv. Nici, da, știam că e, nici nu știam că ești pe acolo. Da, 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 da. Doamne, da, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa.